Vă salut, domnilor, bine ați revenit ca în fiecare marți la o nouă ediție a Nodurilor de Cravată. Numele meu este Sorin Voina și astăzi vom învăța împreună nodul Solz de Pește. Acesta este puțin adaptat de la nodul Eldritch și o să vă ajut pas cu pas să vedem cum putem obține acest nod foarte simplu și ușor. Acest nod merge în principiu la un sacou cu reverele puțin mai late, deoarece e un nod destul de mare. Și zic să începem. O să avem nevoie de cât mai mult material de la cravata subțire, da? De la partea subțire a cravatei. Facem aici o cărare și venim cu partea subțire peste partea lată, ieșim prin spate. Astfel facem aici un început de nod. Venim prin spate. Prin spatele nodului și ieșim prin față și avem sigilate cele două părți. Iar acum vom face mișcări repetate în aduce partea subțire prin spate și venind cu ea prin față. Astfel, dându-i un aspect al unor solzi, venim iarăși prin față și ne ducem în partea cealaltă. Cu acesta venim și prin față. Iar ca să finalizăm cu excesul acesta de material, vom introduce prin ultima buclă de sus. Să nu mai fie vizibil și facem un al treilea solz. Ok? Tragem sus. Da. Facem aici retușurile. Ok. Bun. Lăsăm gulerul în jos. Și cam așa ar trebui să iasă. Bine, ar trebui să se vadă toate aceste cărări. Ok. Un sacou aș recomanda, după cum am zis și la început, să fie cu reverele late, deoarece aveți aici acel nod destul de mare. Bun. Eu am optat pentru un double breasted, după cum observați. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog distribuiți-l prietenilor. Dați-ne un subscribe pe pagina noastră de YouTube. Dacă vreți să ne urmăriți în ceea ce facem și din punct de vedere al vestimentației, sacouri și toate cele, vă rog dați un like pe pagina noastră de Facebook, linkul fiind în descriere și vă aștept cu mare drag marțea viitoare la un nou tutorial despre cravate. Mulțumesc frumos, numele meu este Sorin Voina, colegul meu Ștefan și vă așteptăm data viitoare. La revedere!